Mergem puțin mai departe. Au apărut tot felul de lucruri în presa asta mondenă și ne-am gândit să o chemăm pe Mara Bănică să vină pe la noi să mai povestim, nu de alta, dar înțelege showbiz-ul ăsta destul de bine, așa că o poftim alături de noi la emisiune pe Mara Bănică! Ce faci, Mara? Nu pot să cred! Bună, Mara! Cum merge treaba? Extraordinar la mine, la tine. Te rog, ia un loc. Și la noi, Mara, să știi. Bună ziua! Bună ziua, ea este Mara Bănică, care n-are frică. Asta zic. Ea este Mara Bănică, care are gura mică. Ea este Mara Bănică, ce mondenul de spică, nu știu, mă. Oana, nu, e Măruța, e la Măruță. Ai văzut? O găsim, mă, Măruța, e la Măruță. Ciucă, înțelegi? Da, Măruța. Perfect, oameni buni, Mara Bănică e pe la noi. Dumneavoastră aveți un număr de telefon și aveți un număr de WhatsApp pe care îl aveți la dispoziție. Și acum asta vreau să vă întrebăm și pe dumneavoastră. Ați văzut ce mai scrie pe la ziar, pe la presă? Ai văzut ce s-a întâmplat tu? Măi, mi-am schimbat ochelarii, că mi-au crescut dioptriile și citesc de două ori câte o știre ca să fiu sigură că o înțeleg. Și? Și o înțeleg. Întreabă-mă orice. Pe vremuri din prima înțelegeai? Pe vremuri eram și tânără. Dar se scria și altfel. Se scria, pe vremuri se scria. Ok, perfect. Am văzut povestea asta cu Ana Maria, Ana Morodan, reținută 24 de ore. Da. Astăzi au apărut în Cancan, am văzut. Și două dosare penale, scriu cei din Cancan. Am văzut și la știrile Pro TV și peste tot. Acum, cu Ana Morodan prinsă băută și drogată la volan. Da, am e adevărată povestea asta? Din moment ce ei se bazează pe surse din poliție și pe un comunicat al poliției și înțeleg că urmează să apară în fața instanței Ana, e adevărată știrea. Pe de altă parte, alcoolemia pe care ea a avut-o, 0,05, nu e ceva să sari în aer, adică... Da. Dar este alcoolemia. Ana Morodan, reținută de poliția rutieră, oprită de două ori în aceea seară, da, și prinsă cu alcool și droguri, și asta spun știrile Pro TV, adică... Pe de altă parte... Adică eu sunt clară. A refuzat inițial testarea, dar a fost descoperită conducând sub influența alcoolului și a drogurilor la al doilea filtru în acea seară. Ea e o tipă care declară că ei place să bea un vin, ea se simte bine, dar nu te urcă la volan. În opinia mea, cine se urcă la volan băut, trebuie să nu mai aibă niciodată în viața lui pe pământul ăsta permis. Nici nu, deci judecătorul să vină o singură dată, bate așa o dată și zice gata. Dreptul de a conduce autovehicule pe viață interzis. Cred la fel, pentru că poți să-mi lovești copiii, poți să lovești alte mașini, nu mai ai voie să faci treaba asta. Adică la nu ai voie să uita, te-ai beat la volan, de tot. Nu ai voie, nu există. Și va plăti probabil prețul dacă nu vedem peste 2 ani că de fapt acel 0,05 este o salată cu oțet. Cum se spune la meniu IML, știi? Așa se chema pe vremuri. Da. Păi stai puțin, cât ai alcoolemie, atât. Păi hai să facem recalculare și de fapt tu ai băut, ai mâncat o salată cu oțet și de fapt alcoolemia nu există și ai oțetul din sânge, în fin. La droguri, asta eu am, drogurile. Am o altă problemă. Eu nu știu dacă povestea este întru totul adevărată, pentru că... E comunicatul poliției. Este comunicatul poliției, dar vreau să amintesc de un caz aici care se cheamă Bromania și care e un băiat de toată cinstea și care 2 ani sau 2 ani și jumătate a îndurat acest oprobiu public, pentru că în urma unui comunicat al poliției toată lumea a scris că el a fost prins drogat la volan și era pe prima pagină a ziarelor și așa mai departe. După 2 ani și ceva, aproape niciun ziar n-a publicat un alt comunicat al poliției în care scria că el nu s-a drogat. Vezi tu, îmi pun semne de întrebare și despre acele aparate și despre... trebuie făcute niște teste și de sânge și așa mai departe ca să fie 100%. Aici la ea, că domne, în urma testării preliminare cu aparatul a revelat prezența în organismul substanțelor psihoactive și a refuzat, a fost condusă la INML. N-ai voie să refuzi. Refuzi și te-ți ia cu forța sânge. Nu există refuz. Dar ia să zic, adică după ce te reține 24 de ore. Mai iei un dosar. Păi da, știi ce se întâmplă? Și drogul și alcoolul în sânge, deci tu bei acum un pahar de vin. Și dacă eu ți-au alcoolemia acum, este mică. Dar peste o jumătate de oră vinul ăla ți intră în sânge, știi, se duce la creier, îți crește alcoolemia. De aceea se testează de două ori. Ana Maria Morodan nu s-a conformat și a continuat deplasarea în momentul în care a intrat în coliziune cu două autovehicule. Da, mă, asta spun, și dacă în autovehicul sau dacă intra pe un trotuar sau dacă omora doi copii, o mămică cu un cărucior, adică nu am toleranță zero pentru situații de genul ăsta. Zero.
0-0-0. Acum e reținută sau cum e? Înțeleg că urmează să fie prezentată instanței cu propunerea de arestare preventivă. Pentru că și mie îmi pare foarte rău, e o fată pe care o știu, a fost și la Messing, da, e mișto, e și-a găsit această nișă, e o fată talentată, e o fată foarte deșteaptă, e o fată, de ce a trebuit să nu știu, că la un moment dat îți distrugi viața așa, nu înțeleg, adică... Ciucă, ce zic, mă, telespectatorii noștri? Dă că telefon, vedem, să fim în legătură și cu oamenii care ne urmăresc de 16 ani de zi. Ne zic să vorbim și despre divorțul dintre... El a încărcat, cred că nu, Greta. Da, e aici. Ce caută? Telefonul telespectatorului. A. Practic, noi avem audiență cu telespectatorii. Da, da, știu. Că a divorțat Dinu Maxer de Dea. Ce? Știai asta? Că? Telespectatorii ne spun că a divorțat Dinu Maxer. Bă, dar noi ciucă pe ce lume trăim, mă? Deci nu a divorțat știu. Dinu Maxer da. De... Da, de unde și a divorțat Maxer. El? Au divorțat de comun acord sau urmează să... Mai trimite lumea mesaje, dar nu pot să le citesc pe astea, că sunt mulți care spun că n-au văzut și ei diverse lucruri, dar nu pot să le citesc, că acum poți să scrii oricine aici pe mesaj, orice, nu? Despre alți oameni, nu? Nu, despre Ana Maria, la Iași. Despre Ana Morodan, zici tu? Da. Da, mă rog, unii oameni înțeleg excentricitatea asta, alții nu. Eu mă declar și m-am declarat un fan de-al ei până la un punct. Adică mi-a plăcut foarte mult. Era o notă este o notă de culoare, este altceva la televizor. Numai că, în opinia mea, a dus prea mult chestia asta. Ok, vrei să șochezi publicul, vrei să, cum vrei tu, să intri în istorie. Dar la un moment dat, una e să o joci. Ea a zis și că a fost la o emisiune, știi? Da. Și toată presa a scris că a venit beată la acea emisiune. La Capatos. La Capatos. Și ea a zis, zice, nu domnule, nu eram, dar... Și am jucat-o. Am văzut aici, singur... scrie aici că, domne, odată la 6 luni îmi place să șochez. Da, dar singurul om care poate juca atât de bine beția e Celentano. Eu altul n-am mai văzut. Adică, nu știu, vorbesc mega serios. Da, a făcut-o ca o scuză, așa. Ok, îi place băutura, deci trebuie să conduci matoare. Nu înțeleg eu, că acum văd aici, Ana Morodan a fost oprită marți în jurul 16:20 în zona piaței Charles de Gaulle, adică la 4 după amiază. Da, mă, poate a băut vin la prânz. Știi tu, dacă e excentrică, poate de dimineață la cafea. Nu știu tu, hai să vedem mai departe. Uite, zice cineva aici de... Oricum, dacă a băut, să nu mai conducă niciodată în viața nimeni, ei. Exact nimeni, exact cum ai zis tu, pe pământul ăsta, punct. Ce zic și oamenii, domnule, dacă te-a prins beat la volan, să mai ai carnet sau să nu mai ai carnet? Da, pentru mine nu contează alcoolemia aia, că a fost mică, că a fost mare. Domne, ai băut, e urmă de alcool, pa, la revedere. Dar știi că sunt țări unde te lasă să bei câte. Nu mă interesează, la noi în țară nu te las. Și la noi în țară se iau permisele, că toți stâmpiții au permise, atâtea povești, da? Că dau bani și iau permisele. Știi că la noi în țară este rata cea mai mare a mortalității copiilor până în 2 ani din accidente rutiere din Europa? Da, ferească din Dumnezeu. Păcate. Știi cum e, mai multe și drumurile și alcoolul și lasă, mai trebuie să ne protejăm noi pe noi, să ne protejăm viața. Și asta e adevărat. Bun, haideți să vedem, uite, zice lumea, dar știți de Dea și de Dinu? Bă, îmi pare rău, mă, și de Dea știe și de Dinu, nu cred. Da, nicio. Eu când eu am văzut... Nu cred, mă, că a divorțat, ia sună-mă pe Dinu, ciucă. Unde e în telefonul meu? Stai, că a divorțat Dinu, da. Maxe. A dat și declarație. Bă, dar pe ce lume trăim, mă, ciucă, noi? Da, da, stai, puțin să vedem adică dacă eu am vorbit ieri cu el. Iar cu Dea am vorbit până acum 2 minute. Până la și 17, înainte să intru la tine în, da. În emisie. Ai vorbit cu cine? Ai numărul lui? Cu al lui Dinu? Nu, lasă că poate nu vrea omul să sunăm așa. Îl dau eu. Dacă... Nu, lasă că îl sună așa. Okay. Pe... Dar ce e? Păi eu am crezut că e o glumă, eu îi cunosc de mult, au fost la toate petrecerile mele, suntem te-au dat și declarații. Apropiați. Te pup, Dinu, să știi că... Să știi că ești în direct. M-auzi, ești în direct. Nu pot să fiu în direct, am exclusivitate cu Prima, îmi cer scuze. Cu cine? Cu Prima. Ok! Cere, mă, exclusivitate? Are exclusivitate, da. Cu cine? N-am înțeles. Prima? Da. Parcă? Am auzit eu de aici. Nu mă, are exclusivitate din Prima. Nu mă, nu, cu Prima, cred că are acolo. Cred că cu Brâncu sau cine? Cu Brâncu. Da. Probabil. Asta zicea el că ți-am dat mesaj, bă, da, uite păi acum... Păi da, mă, zic de ce, că m-a sunat și pe mine ieri de la Brâncu. Vorbim acum de asta. Mi-a zis cineva, salut, am ceva în premieră pentru tine, a făcut taxa, Prima formulă, a venit Mihai din Belgia. A, uite, luăm o chitară și facem ceva frumos, dar acum am văzut. Păi de-aia s-a dus la... Da, mă, și m-a sunat și am zis că nu. În fine, l-am întrebat, eu am și făcut și o postare pe Facebook despre treaba. Adică pentru mine a fost un șoc. Eu nu ziceam Dinu Maxer, Cătălină, ziceam Dinu și Dea Maxer. Știi că ei veneau la pachet cumva. Da. Acum presa ai văzut că speculează motivele și cred că...
Nu știu, vrei să zic ce mi-a zis Dea? Da. Dar vezi că îi strici exclusivitatea. Sau Dea n-are. Dea n-are. Am întrebat-o dacă vrea să spună ceva despre asta și mi-a zis așa: Mara, consider că 18 ani nu-i pot comenta doar într-o emisiune. Corect. Și zice, am avut o viață superbă, dar cercul nostru s-a închis. Sunt împăcată și liniștită, nu vreau să comentez. Am trăit cu Dino 18 ani, iar cu părinții mei 15. Atât a fost. Ce tare asta. Mulțumesc mult că mi-ai scris. La cât intrați? Și eu îi zic acum. Da. Bună de ea. Zice cineva, domne, e un divorț și ei sunt oameni la urma urmei. Da, dar tu ai văzut, ai citit toată presa, că eu am citit toată presa pe subiect. Deci au început anumite ziare din astea de cancan să scrie că, domne, se subînțelege scam, subînțelege motivul pentru care ei s-au despărțit. Că de ea ar avea pe cineva și că acel cineva ar fi un doctoraș cu care e pozată pe Instagram și că la o prima vedere de la Instagramul ăla îți dai seama foarte ușor de faptul ăsta. Adică ziarele scriu treaba asta. Noi nu știm dacă e adevărat, dar dacă ar fi adevărat, pe mine personal m-ar întrista. Și vrei să zic de ce m-ar întrista povestea asta? Pentru că eu pot accepta că într-o relație doi oameni nu se mai iubesc. Și când eu nu te mai iubesc pe tine, Cătălin, vin și spun, bă, nu te mai iubesc, nu mai sunt fericită, hai să ne despărțim. Dar nu aștept, nemai iubindu-te, să stau lângă tine și să-mi apară un alt făt frumos și abia după aia să ne despărțim. Asta mi se pare un pic incorrect, dacă o fi adevărat. Mara, să știi că telespectatorii noștri sunt foarte vigilenți și... Da? Nu știu ce să zic, dar fii atentă. Bună ziua, întrebați-o pe Mara de accidentul de la mare cu taxiu, când i-am prins piciorul în ușă și s-a supărat foarte tare pe mine. I-a trecut numai după ce i-am adus o țuică de țară de la părinții mei. Am rămas prieten. Bună Mara, da, nu știu ce. Am luat un taxi să mergem să mâncăm pește cu soțul meu și cu doi prieteni la undeva la 2 mai. Da, mi s-a părut și domnul ăla de emoție, de nu știu ce, când mi-a închis ușa, mi-a prins și piciorul, știi? Și zic, mamă, te dau, mi-ai făcut, dar m-a nenorocit. Și el era terminat, zic, domnule, te nenorocește. Eu glumeam, știi, dar mă durea piciorul, era nasol. Ce nu vă trece cu ce? Ce să-mi treac? Și vă duc o țuiculiță la hotel. Noi stăteam la, mă rog, la Ion Nicolae, la Intervenus acolo. Și a venit omul, nu mă așteptam. A venit după zi și ne-a adus o țuică făcută de el. Și foarte drăguț. Foarte tare, omul la televizor și vrea să te salute și să spune că dacă ții minte. Țin minte, deci am fost accidentată coborând din mașina domnului taximetrist. Da. Mara, îți mulțumesc mult că ai trecut pe la noi. Să știi că te mai așteptăm. Și să fie bine, să fie pace în țara asta. Băi, asta cu să fie pace nu pot să o repet eu. E pe o anumită tonalitate. Să fie liniște, uite, și la cuplu și la oameni și la tot. Să fie iubire, să fie... Băi, să nu mai fie oameni bezi la volan. Asta da. Urăsc, să știi că foarte multe mesaje sunt de acord cu tine și spun că dacă te-a prins băul la volan, să nu mai carne toată viața ta. Niciodată în viața ta. Corect, așa e. N-ar fi rău. Și televiziunea să mai facă teste din când în când vedetelor. Peste tot, uite, noi când am fost în junglă, mă uit și acum pe analizele alea, păi ne-a făcut un test antidoping, măruță, și din sânge, și din urină, și de la toate, la niște droguri pe care nu le cunoșteam, adică nici nu știam că există. Foarte nu bine. Se pare corectă chestia asta, pentru că riști, știi, uite, tu ai o vedetă de prim plan, habar n-ai că aia trage pe nas. Nu te faci și tu de râs? Îți mulțumim mult de tot că ai trecut pe la noi și te mai așteptăm. Viu!